puterea. Și iarăși. Puterea de... De convingere? Puterea reprezentată prin televizor. Televizorul ca locul în care puterea e sacralizată. Oh, ai ajuns la televizor. Oamenii, prietenii, profesorii te sună. Te-am văzut. Uneori se întâmplă ca după ce ieși din emisiune să primești un telefon. Oh, te-am văzut, ai fost foarte bun. Bravo, le-ai zis-o. Cu timpul încep să răspunzi neclar. Unde am fost bun? Că nu mai știu. Și te umfli de propriul conținut televizual. Devii mai mare decât realitatea. Ca la Shrink. Eu îmi notez niște, am scurt niște referințe în cap. Da. E un confort anume în a sta și a scrie în timp ce celălalt vorbește. E o stare anume de seninătate. Da? E un act anamnetic. Ok, putem să-l calificăm și așa. Suntem ceea ce ne amintim. Aș vrea să răspund cum că v-aș ura să fiți blestemați să nu uitați niciodată. Aia este într-adevăr un coșmar. Și acum, de fapt, ce facem? Stabilim rapoarte. Până unde mergem? Până la Borges sau mai încolo? E bine să scriu... Până la Platon, până la Origen, care visa paradisul în termen de bibliotecă. Și mă aflu în senzația aceea ludică. A venit ungureanu, ba nu? Nu, e neamțul. Cine seamănă se adună. Mm-hmm. Așa este, semănați foarte mult. Groaznic. E o concluzie simplă, nici măcar nu e un răutăcism. Te uiți, într-adevăr, semănați. Părul aveți la fel, ochii la fel, structura feței. Dumneavoastră sunteți mai tânăr. Sper că noi nu înregistrăm acum. Nu, noi suntem în direct, noi nu înregistrăm. Suntem în direct pentru că sunt la oameni și oameni. Dan Blaua spune cum că lumea trece, oamenii rămân. Rămân, am vrut să spun, dar gestul ratat m-a făcut mai deștept decât sunt în general. Le gest manqué. Se poate spune și așa în numele său inițial. Adică la Money Channel. Gestul ratat. Un om politic care acumulează putere sau un viitor acumulator de putere sau un cetățean care nu face nimic altceva decât să ne propună acum o nouă republică. O fi bine, o fi rău. Ca de obicei, niciun fel de răspuns, dar o groază de întrebări. La Money Channel, la oameni și oameni. E așa un moment că cum te-ai urcat pe val. Surfing, dude. Ați văzut, probabil că ați văzut Point Break, Keanu Reeves și... Nu? Au cu surferii. E da. Un film cult. Cu surferii și cu surferul care caută valul suprem. E o chestie în binare între Catherine Bigelow, l-a făcut aia care a făcut și The Locker. E o binare între gangster și film așa mai puțin din un alt punct de vedere. Oare infractorul e neapărat ceea ce pare? Infractorul întâmplător e simpatic aici. Politicianul e însă cel care stă nu cu burta unor, ci cu spatele la soare și care închide foarte multă apă sărată până vine valul. Și asta facem noi acum, cei care suntem foarte mici, cei de la Noua Republică, care pur și simplu înțeleg că nu calculul electoral pentru 2012 contează, ci curajul de a te arunca în apă. Și asta am făcut. Ne-am aruncat în apă. Și ne-am aruncat acum 9 luni. Stăm pe o scândură. Suntem fragili, suntem vulnerabili. Știm că valul poate să întârzie. Dar când va veni, și senzația, și responsabilitatea va fi uriașă. Să călărești valul este... Nici nu știu cum să definesc, dar probabil e o plăcere uriașă. E fracțiunea aia de secundă când plutești și ești perfect. Nu? E armonia, e acordul. Da. La fel cred că în 2000 și ceva se simțea Adrian Năstase. Într-un moment de sublimitate. Într-o fracțiune de secundă de minune a existenței. Premier de succes, șeful cel mai important partid, om extrem de important și puternic, profesor, doctor, inteligență nepusă sub semnul întrebării. Cu o mare diferență. Valul acela era într-un acvariu. Nu era un val autentic. Da, acum vreau să văd. Ascult. Nu era un val autentic. Nu era un val sălbatic. Nu era un val al unui ocean chiar periculos și care să-i stimuleze masculinitatea într-un sens, aș zice eu, vital, să scoată din el ceea ce e viață, nu ceea ce e artificiu. Nu. Adrian Năstase și-a creat un acvariu uriaș numit România, a dat drumul la motoare care provocau
acele valuri artificiale și a luat și surf-ul și după aceea, cu toți acoliții în jur, aplaudându-l și pozându-l și filmându-l, s-a simțit foarte bine, timp de 4 ani. După care declinul a început. Și declinul din 2005 încoace este, aș spune eu, ineluctabil, este imposibil de oprit. Ce cuvânt? Ineluctabil? Un cuvânt care mi-a coborât iarăși ratingul. Face parte din filozofia politică americană, nu citat din Shakespeare. Nu-i spune nici măcar numele. Evită toate aceste trimiteri. Spune-i Bill. Da, spune-i Bill, nu-i spune William. Tentativa disperată de a păstra relația cu privitorul, cu ăla care se uită, cu The American, nu intra în inefabil. Păstrează-te aici, la înțelesul nostru al tuturor. Cine este dumneavoastră? Câți ani aveți? 34 de ani, împliniți în luna aprilie, sunt berbec. 16 aprilie, ziua în care s-a născut și Benedict al XVI-lea. Foarte frumos. Cine sunt? Sunt un tânăr care a încercat între 16 ani și 30 de ani să stea mereu cu mintea trează spre marile cărți. Mă bucur că văd aici o bibliotecă. Sunt un om care... E exact televiziune. Biblioteca e simulată, păi dar uneori sunt și bucăți din realitate. Și cărțile astea cel puțin se schimbă. Oamenii le iau acasă și aduc altele. Eu cred că stau de vorbă cu unul dintre cei mai citiți jurnaliști, asta este sigur. O să nu exagerăm. Acest titlu îi aparține domnului Cristian Tudor Popescu. Și în general domnului Cristian Tudor Popescu îi aparțin toate titlurile. Mă rog, nu l-am auzit citându-l nici pe Hayek, nici pe Nozick. Dar revin. Întorcându-mă la dumneavoastră. E normal că trebuie să vă punem acele întrebări tipice și simple de șablon. Sunteți necunoscut. Prin urmare, părinții. Păi asta vreau să și spun. Deci de la 16 ani, de când mama mea, profesoară de limba română, și tatăl meu, inginer hardware, cu tot ce înseamnă școala de automatică de la Timișoara din anii 70, la 16 ani, când am avut primele tresăriri așa rebele ale conștiinței, m-am apucat să citesc și să citesc și iarăși să citesc despre gulag, să citesc despre libertate, să citesc despre cum se cântărește fumul în Critica rațiunii pure a lui Kant. La 18 ani am luat premiul întâi pe țară la Olimpiada de Filozofie. La 19 ani eram student la Cluj și citeam Platon și Aristotel. La 22 de ani am plecat la München, în Bavaria, și m-am întâlnit cu o lume splendidă. V-ați tăiat pe față cu un cuțit? Nu. Nu, aveam alte pasiuni. Nu mi-ar fi plăcut să se păstreze obiceiul duelurilor studențești. Ele au fost abolite undeva, cred că, la 1820. Păcat. Da. Era atunci un test al onoarei pe care mulți premieri astăzi l-ar pierde. Dacă v-aș provoca la duel, și aș fi foarte serios, să presupunem că am avea un diferent, și v-aș spune că vă aștept mâine dimineață în pădurea Băneasa, împreună cu doi oameni pe care dumneavoastră îi alegeți. Care ar fi oamenii? Martorii. Martorii, care sunt foarte importanți. Să dau un răspuns politic. Eu vreau să văd din ce sunteți făcut. Sunt cei pe care ieri sau alaltăieri la Congresul de Înființare a Noii Republici i-am văzut alături de mine. Este un tânăr domn care s-a născut în Chișinău, un om admirabil, poate cel mai corect. Nume. Valeriu Todirașcu a pus pe picioare cea mai importantă firmă de produse medicale. Okay. N-am să intru în detalii, analize de laborator. Și doi? Și a doua persoană poate ar trebui să fie din afara partidului, ca să fie și dimensiunea personală implicată, fratele meu, Victor. Și ați accepta să ne tăiem cu cuțitele? Dacă am fi amândoi texani și n-am fi la Băneasa, ci în Galveston, sau nu suntem, suntem în România. În 2012 știu că ar fi da, legal. Eu consider că mi-ați jignit onoarea, blazonul, onoarea, și vă spun, vă aștept la ora 5. Veniți cu cuțitele, ne tăiem și ne omorâm sau nu, dar asta o facem. Oare ce e bizar în povestea asta? E ceva veterotestamentar în mine, care ține de toată tradiția lui Samuel, David și Solomon, care mi-ar spune da, cu mare drag. E foarte onorabil. Legea talionului. N-ar fi mai bine că oamenii politici să-și rezolve... scoate dinte după dinte. Să-și rezolve diferendele în spațiul public într-un mod mai... Mai bărbătesc, mai cavaleresc? Da, mai bărbătesc. Pe de altă parte, e această tristețe a
cum spun, a morții ireversibile. Pușkin a murit dintr-o stupidă întâmplare. Moartea în primul rând ireversibilă. Merită să-l vedem pe Pușkin mort la 32 de ani pe din cauza... singurul scop al existenței. Să mori. Normal, este finalitatea materiei care se retransformă. Am întrebări dacă materia vie este forma supremă de aglomerare a materiei în general. Dar noi doi fiind aici, spunem că da. Transformând puțin discuția asta despre materialitate într-una despre caracter, aș zice că duelul trebuie să rămână o practică cotidiană, dar un duel al ideilor, în primul rând, al argumentelor. Ceea ce iarăși nu se practică suficient. Da, e adevărat. Eu aș prefera că să-i văd tăindu-se și aș fi foarte de acord. Și cred că am trece peste vorbe, peste toată pasta asta care este de jur împrejur, începe să ascundă persoanele. Dar știți cine este unul dintre politicienii care a vrut să facă asta? George Becali, atunci când și-a luat dreptatea în mâini? Dați-mi voie să vă explic un lucru. Duelul suntem noi doi în față. Nu este George Becali cu 20 de bodyguards. Eu cu viața noastră în mâna mea și dumneavoastră. Și e definitiv. Și nu e glumă. Că să urli la televizor și să-ți rup cămașa multora le stă la îndemână. Dar în realitate te întâlnești cu cineva pentru ceva în ce crezi, pentru ceva ce te doare și pentru care ești dispus să mori. De ce nu-l mai avem pe prințul Onieghin? De ce nu mai avem pe Kato cel tânăr? De ce nu avem codul seppuku al samurailor Bushido? De ce, într-adevăr, Europa de astăzi nu prea îți mai arată bărbați în stare de confruntări letale? E o întrebare. Ar fi mult mai bine. Și mult mai sănătos pentru noi. Cineva vă jignește soția. Sunteți căsătorit? Nu, sunt single, cum se spune. Asta e un handicap, dar nu e nimic, trecem peste el. La 34 mama de ani dumneavoastră, reparabil. Mama dumneavoastră este jignită, într-un fel abject, de un partener, să spunem, de parlament, care îi adresează niște cuvinte impardonabile. Săriți în apărarea onoarei mamei dumneavoastră? Sunteți în stare să-l omoriți pe acel om? Cred că trebuie să eviți în orice caz să-l omori, dar o formă de pedepsire va exista, cu siguranță. Dar prefer să fie un mister și o surpriză. Răzbunarea, adică? Există o formă subtilă de retaliere, da. Karma negativă. Voodoo karmic. Bad voodoo, bad voodoo. Eu aș prefera să-i împușc. Da, se pare. Dar că... CNA-ul nu spune nimic despre toate astea? Despre faptul că eu acum, să zicem, pledez pentru instituția duelului. CNA-ul va considera că este o încălcare a micilor libertăți comisă de Andrei Gheorghe la miez de noapte. Suntem târziu, avem voie să spunem chiar și asemenea lucruri. Știți că îmi place să culturalizez orice discurs și referința care îmi vine acum în minte este cea legată de Luther. Luther a ieșuat într-un duel, a fost rănit aproape letal și a fost dus la o mănăstire unde acolo a avut, să zic, revelația, o mănăstire unde catolică, evident, în Augsburg, cred, și acolo a avut revelația corupției sistemului papal. Iată, deci, că de la o joacă de tineri studenți la teologie, era student în teologie, se poate ajunge la un plan maestos de reformă a unei întregi biserici care au 1500 de ani vechime. Da, au fost oameni care au trecut prin asta, unii au supraviețuit, alții nu. Repet, Pușkin e marea pierdere, Luther pentru unii a fost un câștig, nu și pentru mine. Îl admir pe Luther. Pentru cei 6 copii? Și pentru, 4. Și pentru copii, dar admir întotdeauna pe cei care deodată undeva, într-o fracțiune de secundă, reușesc să schimbe o realitate. Pun 95 de propoziții care clatină un sistem. Și nu e vorba numai de o ușă pe care se bat niște cuvinte, ci e vorba de un imperiu, cel mai mare imperiu pe care l-a cunoscut omenirea, care ia un șut în fund de la un băiat. E inimaginabil. De la un neamț. Da, și un neamț. Un neamț. De la un neamț care a simțit ce înseamnă tiparul. Păi și ce e de făcut aici, în România? Unde e Luther? Vreau și eu un Luther, vreau. Și mă uit la dreapta spunând, bun, că ea fandosită spune, vă voi schimba. Mihai Neamț. Precum spuneam, bună ziua, bună ziua. Unde-s frazele alea care să mă facă pe mine să fiu mișcat? Ce mai produce astăzi emoție după 22 de ani de cinism televizual? Sexul, dragostea. Sexul nu produce emoții. Scuzați-mă. Nu, produce... Aș spune că în înțelesul aproape descărnat al termenului, fiindcă e doar epifiza acolo, cred că sunt stimuli
neuronal și cam atât. Emoția e mult mai profundă. Emoția ce mișcă. Mișcă suflete, mișcă conștiințe, trezește. Trebuie să fie ceva aspirațional. Sunt cuvinte pe care eu le-am scris și care au trezit câteva mii de oameni. E foarte puțin pentru un om politic, dar e un început. Sunteți om politic? Eu sunt deja un om politic, nu mai sunt intelectual. Chiar dacă mă străduiesc în acest sens și e foarte greu să te dezbraci de mantia universitarului, de hainele și mai ales de reflexie. Care e mantia? Povestiți-ne. Păi e acolo o mică, vechime. Sunteți de succes în meseria dumneavoastră? Hai să le luăm pe rând, ne întoarcem puțin la biografie, da? 18 ani, facultatea de filozofie, 22 de ani, primele plecări consistente în Occident. Aici includ Elveția, Germania, în prima fază, la Universitatea Catolică, la Facultatea de Teologie Catolică a Universității Ludwig Maximilian. După aceea un masterat în nord-estul Angliei, acolo unde vikingii descindeau, descălecau și omorau. Pentru marele seceriș. Exact, pentru marele seceriș și omorau călugări benedictini. După aceea, asta în secolul 8-9, la Durham. După aceea am coborât la Londra, am făcut un doctorat despre Antichitatea Târzie, despre secolul 4, despre Marele Constantin și despre lupta între deșertul părinților egipteni și Imperiul, care tocmai se constituia Imperiul Creștin. După aceea am plecat la Washington și în America pentru studii postdoctorale, trecând și pe la Colegiul Noua Europa al lui Andrei Pleș. Am scris 6 cărți, am editat alte 2 articole la Oxford, la Brepols, în alte publicații pe care doamna Alina Mungiu Pipidi le adoră. Și am făcut gestul nesăbuit în septembrie 2011 de a scrie un manifest, Crez politic pentru o nouă republică. Acel manifest a fost preluat de zeci de bloguri, s-a rostogolit și am ajuns în vreo 40 de județe în mai puțin de 9 luni, așa încât cu 30.000 de semnături depuse la tribunal acum câteva săptămâni și cu un congres de constituire consumat deja sâmbătă, suntem un partid deja. Uf! 9 luni. Gestație la capătul, repet, unui parcurs intelectual care mie îmi face cinste. Nu mă rușinez de ce am reușit să fac, dar nu sunt nici foarte mândru. Puteam să fac mai bine, puteam să fiu mai consecvent cu primele iubiri, care au fost într-adevăr filozofia, dar e adevărat, în România nu poți trăi doar din filozofie. Și nici nu sunt un rentier ca să-mi permit să mă duc să-mi scriu tratatele de ontologie așa cum o făcea Noica, dar care avea într-adevăr în familia lui rude cu peste 3.000 de hectare proprietăți în Teleorman. Așa că relația între vocația profesională și ban, apropo de Money Channel, e una fără echivocuri. Uf. Wow! Mă jucam de a pot să-l ating, e adevărat? Sau se preface? Nu, probabil că e adevărat, normal. Discursul e ok. Și a picat în politică. De obicei, cei care se duc în politică nu prea au succes în meseria lor. Dacă e să te gândești serios, majoritatea lor nu au avut succes în meseria lor. De fapt, majoritatea n-au meserie. Băsescu a avut. Și atunci, nu, eu acum vorbeam cu mine singur și invitatul n-auzea. Și atunci a interesant cum a sărit cu Băsescu. Trebuie să dezvolt. Deliberat. Asta. Trebuie să dezvolt. Sinucigaș. Mm-hmm. Dar o las deoparte, pentru că mi-a oferit-o el. Impresionant. Nu cred. Ba da. Cuvintele dumneavoastră, așa cum au fost ele spuse, și aia fiind realitatea pe care eu o accept acum, este impresionant. În așa puțin timp, așa multe lucruri. Foarte puțin timp, suspect foarte mult. Și a strădat intelectul ducându-vă în politică. Dar am recuperat afectul. Mm. Și nu e doar o intelectul ce? Castrat de sentimente? Nu zbârne în inima în tânărul gânditor? Nu, dar e uluitor cât de multe nu știi atunci când stai doar la calculator și îți scrii articolele cu iz de savant lâc. E șocant pentru mine să descoper acum, după doar 9 luni de parcurs, am luat trenuri personale, am luat trenuri accelerate, am luat trenuri rapide, am luat intercity-uri, am luat avioane, am luat, nu am luat elicoptere, ce-i drept.
toate mijloacele de transport pe care le puteam lua în România ca să întâlnesc o lume cu care nu mă întâlnisem înainte. Cine plătește? Sunt un om care trăiește frugal. Sunt un om care trăiește auster. Și deci un bilet de tren nu e atât de costisitor. Când mă duc și mă cheamă prietenii de la Oradea sau de la Botoșani sau de la Constanța, îmi oferă o cazare la un hotel de 3 stele și da, putem să dăm și da, nu mă uit putem să dăm și etichetele dacă e nevoie. Atent, dar să revenim puțin. Deci, nu v-am întrerupt, mă uitam la hainele dumneavoastră. Îmi notam prețul pantofilor. E normal ceea ce făceam, nu-i așa? Da, absolut. Afirmația referitoare la frugalitate m-a făcut imediat că să mă uit. În general, când sunt cămăși cu buton, am o reținere. Cămașa cu buton este ceva mai complicată. Dar o las deoparte, o să mă uit la ea și o să mă gândesc. Dar n-am contrazis cu nimic ceea ce am spus înainte. A fi frugal nu înseamnă să fii neapărat frust. Eleganța nu e neapărat o formă de exhibiționism. Dar să ne întoarcem. Despre ce e vorba? O mișcare civică, o mișcare a unor oameni care s-au săturat, o mișcare a celor care nu vor să vadă în piața universității regizată de televiziunile mogulilor neapărat o emanație a conștiinței libere, ci vor să vadă în Noua Republică mai curând, sau în Forța Nouă, sau poate în mișcarea din jurul lui Nicușor Dan, ceva autentic. Vă place de Nicușor Dan? Îl respect. Deși cred că e departe de politică. L-ați votat? Nu, nefiind bucureștean, scuze. Nu l-am pare votat. Rău. Și în dimineața respectivă chiar plecam din... L-ați fi votat? Da. Nu neapărat cu mare entuziasm, pentru că mărturisesc că animalul politic din mine cere mai mult decât doar biciclete, spații verzi și... Îl cunoașteți? Clădiri de patrimoniu. Da, l-am întâlnit și mi se pare un om integru. Un matematician... Bine, intenționat. Nu cred însă că e făcut pentru politică pe termen lung. E o evaluare. Da, nu cred că e făcut pentru politică. Niciu. Sper că nu ne-a auzit Liviu Mihaiu. Da, mă rog. Avem dreptul să spunem tot ceea ce dorim. Revin. Frugal, da? Asta costă. Da, costă totuși... câteva sute de euro pe lună pe care, repet, organizația asta mică, care se numește Noua Republică, și permite. Poți să primești o invitație, poți să stai într-un hotel de 3-4 stele, de 3 stele întotdeauna de fapt, și să ții o conferință în fața 140 de oameni. Ultima dată s-a întâmplat acum 10 zile la Oradea. Erau oameni din Alești, din Salonta. Mai aude cineva despre aceste localități ceva astăzi? Mai știe că există? Și care era scopul conferinței? Scopul era să le vorbesc despre viitor. Tema? Despre viitorul României și amenințările la adresa lui. Viitorul României și amenințările la adresa ei? La adresa nu a României, ci la adresa acestui viitor. La adresa viitorului României. Conferința la... în care vin oameni din Salonta. Da, din cum Carei. Cum vine ei? Cine anunță? Din Satu Mare, Facebook, pagine de internet, SMS-uri. 140 Așa. De inși s-au strâns să vorbească între ei, cu mine, eu cu ei și mai departe. E multă lume, 140 de oameni, să o muți de pe FB. Și foarte multă muncă. Foarte multă generozitate din partea unor oameni de afaceri, de pildă, dacă tot vorbim la Money Channel, trebuie să reamintim acest lucru. Mai există oameni de afaceri care după ce s-au împlinit în plan personal, după ce și-au făcut o casă, după ce au făcut toate vacanțele pe care și le doreau la tinerețe, după ce au câștigat prestigiu social, vor mai mult. Vor să lase ceva în urmă. Vor să răspundă... Și dumneavoastră ce vreți să lăsați în urmă? Multe. Recunosc, multe. Vreau să las o operă, vreau să las o dâră în istoria României și vreau mai ales să las o amintire fidelă celor care au murit înaintea noastră. Adică? Străbunicul meu a luptat în 1919 împotriva comuniștilor lui Belacun din Ungaria. Și s-a dus până la Budapesta, străbunicul meu ardelean, și a bătut la cur, cum zicea el, de s-or căca pe ei, pe ungurii comuniști. 1919. Românii din Arad atunci aveau dreptul pentru prima să vorbească în limba pe care o vorbesc și eu și vorbim și noi atât de bine. Nu sunt nici măcar 100 de ani de atunci. În 1989 tatăl meu era în 21 decembrie pe străzile din Arad. Nu știam dacă va fi cu plus sau cu minus. N-a murit. A supraviețuit. Au fost oameni care au murit atunci. În 21, în 22, la Timișoara chiar mai mulți. Eu cred că am vârsta la care trebuie să fac ceva și eu în același sens. Ardelenesc. Patriotism local.
memorie bine fixată, continuitate, fidelități, mici, dar veritabile. Da, însă pentru povestea asta trebuie să jucați în acest joc pe care sistemul deja l-a propagat, propovăduit și pus la punct. Un joc în care partidele mari câștigă odată la 4 ani și după aceea fac tot posibilul ca să fie realese, dacă pot. Da. Cam asta ar fi politica. Da, e o politică monopolistă. Din 2000 încoace, statistic putem vă spune asta, nu a mai pătruns niciun partid nou. Mai mult, legea care acum înțeleg că e promovată de actuala putere este o lege clar discriminatorie la adresa unor partide mici. Noi degeaba avem simpatizanți în Salonta, niciun vot din Salonta alegi din județul Bihor, pot să mai dau alte câteva nume, nu știu, Chișinău, Criș sau Tinca, sunt mici localități pe care poate puțină lumea știe ceva, niciun vot de acolo nu se va cuantifica pentru noi, din păcate. Și sunteți un băsist? Nici vorbă. Nu. Sunt un om care l-a votat pe Traian Băsescu și asta e destul. De ce a simțit nevoie atunci, în acel moment, să inserați clar și exact numele pentru a mă determina ca să vă întreb? Asta a fost acum vreo 10 minute. A fost deliberat, sigur. Da. Și de ce a simțit nevoie? Pentru că e ceva pe care vreau să-l spun și care este frapant în opinia mea. Și e scandalos. Mă uit la noua generație de social-democrați sau chiar de liberali, pe alocuri și de democrați liberali, democrați liberali. Și sunt șocat de incompetența acestei tinere generații. Bănicioiu, Ponta, dați-mi alte nume, Șova, putem merge spre Constanța, Mazăre. Păi ei pot fi comparați cu generația lui Băsescu sau chiar și a lui Năstase, care totuși, înainte de 89, învățaseră o meserie. Sigur, Năstase era un nomenclaturist și un pic politruc. Un politruc care în noiembrie 89 era în Coreea de Nord și îl critica pe Gorbaciov. E adevărat. Dar învățase o limbă străină, știa ceva elemente de drept internațional. E un om cu care pot sta de vorbă despre lucruri, idei, nu doar despre fapte și oameni. Astăzi ne-a inundat, după părerea mea, incompetența acestor cârlani, cum îi numea Ion Iliescu, și care pe mine mă revoltă. Eu nu mă pot potrivi cu acești oameni. Și de aceea fac politică, pentru a spune românilor că există o alternativă la impostură, la incompetență, la deficitul ăsta de probitate morală. Nu pot să suport ideea că primul ministru al României a furat. Nici măcar o pagină nu accept că a furat. Da. Nu pot să accept. E foarte straniu, de ce e atât de greu să evidențiezi un plagiat? Când el e, iată, lumea astăzi o carte, lumea astăzi o altă carte. Acolo scrie Reuters, aici scrie. Plagiatul e evident. Este evident. Plagiatul se vede. Domnule Gheorghe, mai mult decât atât, plagiatul, dincolo de exercițiu tehnic al reproducerii, presupune o judecată morală defectă, presupune nevoia de apropiere a unui prestigiu social pe care nu îl meriți. Și mai e ceva. E prostia omului harnic. Dobitocii plagiază pentru că e foarte greu să plagiezi, trebuie să muncești enorm. Ați încercat vreodată, e foarte mult să plagiezi. Este un crânc. Pentru că trebuie să... E mult mai simplu să scrii ce trece prin minte. E mult mai eficient. E mult mai greu să plagiezi. Oamenii care plagiază sunt oameni care muncesc. Iar eu de ăștia mă tem. E mult mai greu să ștergi urmele furtului, adevărat, după ce le-ai produs. Poate mai mult azi. E foarte greu să-ți plagiezi. Trebuie să te uiți în cartea cealaltă. Fizic, actul este ucigător. Bine, copy-paste-o să nu răspundeți. Dar oricum e greu, că trebuie să citești, să vezi unde, de unde tai, până unde tai. Adică trebuie să faci o operație mecanică extrem de confuzantă, care nu are nicio legătură cu nimic altceva, cu nimic, de fapt. Este o lume creată din zero. E foarte greu să plagiezi, e mai simplu să scrii. E mai simplu să ne ascultăm muza, domnule Gheorghe. Da, e mult mai simplu. Pentru asta trebuie să te întâlnești cu ea. Și pentru asta trebuie să ai creativitate. Și ce părere trebuie să fii liber. Ce părere aveți despre doamna Elena Udrea ca om politic? Eu zic că este omul care a distrus PDL București. Cel puțin PDL-ul București. Cred că doamna Udrea s-a grăbit. Foarte mult s-a grăbit. Trebuia să mă aștepte 10 ani. Dar Alminter are un talent înnăscut pentru anumite lucruri care țin de politică, cu siguranță. Mm-hmm. Mihai Răzvan Ungureanu. Diplomat sau un politic? Nu. Același lucru. Îl punem în aceeași poveste. Este un om cu mâini în picioare, care a fost și diplomat, și om politic, și șef la SIE, și de toate.
Și-a ratat momentul? Nu. Nu, în niciun caz. Mi-a Răzvan Ungureanu se va întâlni cu timpul privilegiat, kairosul, spuneau grecii, cu fortuna. Cu siguranță se va întâlni cu fortuna. De ce credeți asta? Pentru că e făcut pentru asta. Și dumneavoastră sunteți făcut pentru asta? Nu atât de evident. La mine există... Mă gândeam la curoșii greci. Ascultați în stâncă. Vreau să mă explic. Explicați-mi. Domnul Ungureanu e un om cu foarte multe înzestrări. Și la el aproape că darurile se încaieră. E darul remarcabil al unui istoric. Și nu e puțin lucru să fii un bun istoric. Da. De aici prețuirea mea, pentru că eu m-am uitat pe teza lui de doctorat cu anumită atenție, fiindcă e vorba despre istoria convertirii religioase în Moldova secolului XIX, de multe ori de la credința iudaică sau tradiția iudaică la tradiția creștină. Apostazii nu sunt convertiți. Unele erau voluntare, altele erau simulate, altele erau evident forțate, dar ce vreau să spun este că e vorba de manuscrise, e vorba de texte în limba germană, franceză, izvoare. E vorba apoi de un masterat la Oxford, e vorba de întâlnirea cu Alexandru Zub, e vorba de exigența disciplinei numită istoria. În istorie e nemiloasă critica. Dar vă place foarte mult de el. Nu. Îmi place foarte mult de intelectul lui. Nu-i nimic rău una. Bun. Foarte tocmai bine. Tocmai încercam să departajez. Deci există dimensiunea asta... Nu vă place cum arată. Admirabilă. Mm-hmm. Nu mi-am pus problema. Pentru că semănați de aia. Cine se aseamănă, se adună. Dar dincolo de asta și dincolo de faptul că Andrei Pleșu ne-a adunat pe mulți dintre aceștia la Colegiul Noi Europa Odinioară, întrebarea cu privire la destinul lui politic este una separată. Și cred că dumneavoastră are o șansă uriașă, aceea de a coagula. De a coagula emoția care astăzi nu mai are încotro să se ducă. Păi atunci vă folosește vouă. Partid mic, o asemenea figură, un asemenea lider care are o asemenea capacitate, chiar vă interesează foarte tare. Cred că pe el interesează ceva mai mult decât un partid mic. De aceea spuneam că diferența între mine și el este exact aici. La mine este calibru. Un plus de indeterminare. Nu calibru, ci alcătuire interioară. Eu trăiesc cu mult mai relaxat în fața hazardului. Domnia sa am impresia că este un om care, între hazard și necesitate, preferă necesitatea. Da, e destul de teutonic, așa. Uneori ai senzația că îi auzi mecanismele gândirii clâncănind în cap. Nu știu dacă e elegant să spuneți asta. Despre Cete Popescu aș fi acceptat această remarcă. A, nu. La domnul Cete Popescu auzim fișetele. E o diferență. Fișetele sunt altă poveste. Mecanismele gândirii sunt lagere. Eu aș spune că inteligența lui Mihai Răzvan Ungureanu este inteligența unui Apple. Este inteligența unui computer care nu face niciun zgomot. Am înțeles. Și inteligența domnului Victor Ponta, de exemplu? Scâncește. Ceaf. Este un om disperat care caută mereu să se întâlnească cu el însuși. Pentru domnul Ponta, știți cum e? Dacă domnul Ponta domnul Ponta în această seară pleacă de la guvernul de la Palatul Victoria, de la guvern și iese pe stradă, nu mai este nicio limuzină în preajmă. Merge pe stradă, se împiedică de o piatră. Acea întâlnire cu piatra e o experiență, e o întâlnire. După care mai face 10 pași. Se lovește de o bordură a lui Videanu, evident. Aia e o nouă experiență. Pentru el, sinteza e foarte dificil între cele două momente. Așa e domnul Ponta. Domnul Antonescu? Crin Antonescu, liderul PNL. Am tăcut pentru că mi se pare că e răspunsul la locvacitatea goală a domnului Antonescu. E cel mai bun răspuns. Trebuie să taci în fața lui ca ceva care ține de ordinul adevărului să se reveleze. E foarte multă găunoșenie, foarte multă disperare, e foarte multă inautenticitate. E talent pierdut, dar de vreme, la 22 de ani, la 24 de ani, pe la Niculiță, fără să disprețuim, evident, nici județul Tulcea sau școala unde domnia sa ar fi trebuit să predea, căci nu mai trecea nici pe la școală. Știm lucrurile astea. Asta e securistic, repede. Nu mai trecea nici pe la școală. Ding, 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 nu, ding. Dar știm lucrurile astea, pentru că eu, de pildă, cunosc directorul școlii din Niculiță, care mi-a spus lucruri despre domnia sa. L-am întâlnit întâmplător. Și e trist pentru că un om cu talentul lui Crin Antonescu putea face mult. Și eu am chiar ideea la școală. Probabil de-aia am ajuns la televiziune. Ca profesor altfel, sau ca elev? Altfel aș fi... Da, ca profesor. Da.
Era jignitor să te duci să scoți copiii la muncă voluntară în noiembrie pe câmp. Da, asta e altă poveste. Aici vă dăm în memorialul durerii și plânge Lucia Hosul Lungin. Domnul Voiculescu. Sulfur. Cucioasă. Ca în alchimie, așa, sulfur, cucioasă. Gehenna. Nu, fără Gehenna. Azazel. Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Să lăsăm mitologia zoroastriană. Nu, e vorba pur și simplu... Bac și repede. Mitologia zoroastriană. Pazuzu, l-am identificat. Ah, ce tare sunt. Satisfacția intelectuală e încântătoare. Nici vorbă, dar nu știam. Știam că vă place, dar nu știam că am și dreptate. De multe ori doar încerc să nimeresc. Nu. Geniu. Dan domnul profesor Voiculescu. Este da, o domnul profesor. A... Nu-i coleg capitalismului, nu e deloc don, coleg. Un don? L-am întâlnit pe liderul conservatorilor britanici și l-am întrebat dacă cumva a fost vreodată contactat de Partidul Conservator din România și mi-a spus foarte clar că același miros, da, de, cum să spun eu... Belzebut. Era să folosesc un cuvânt impropriu, un miros de impostură, același miros a fost identificat și de ei, de la o considerabilă distanță. Când la Londra te afli și primești o scrisoare pentru înregistrarea Partidului Conservator, Partidului Titu Maiorescu în internațional, de fapt în familia europenilor conservatori și reformiști, când primești o asemenea scrisoare, trebuie să ai o reacție. Reacția a fost promptă. Și au simțit amestecul de Putin, da, și de Putin. De Putin și de Putin. Ok, acum, dacă toți ne aflăm aici, de ce nu? Putin? Da, un KGB-ist de succes, un politician care, din păcate, n-a apărut mai devreme. Era bine ca poate Putin să fi fost la putere în anii 87-89. Gândiți-vă ce a fost în acea perioadă și cum a apărut el ca salvator. Gândiți-vă la creșterea, dacă nu mă înșel, de vreo 9.000 de ori a venitului cetățeanului simplu. Gândiți-vă la răzmerița ce se petrecea și la furtul naționalizat. Sigur că Putin a apărut ca un salvator. O mare soluție. Kasparov sau Putin? Jocul de șah sau mai degrabă... Cu siguranță Putin, pentru că Kasparov este un geniu, un om minunat, un tip pe care îl admir, dar în zona asta... Vine în România la anul. Merită adus și aici. Merită, absolut. Și în fața lui Kasparov nu poți decât să te dea la o parte. Dar între Kasparov și Putin, când e vorba de managementul unei țări, sunt tentat să mă gândesc la Putin, nu la Kasparov, căci filodemocrațiile lui Kasparov sunt foarte dulci, dar sunt aproape imposibil de implementat. Deci, domnul Gheorghe, sunteți de acord atunci cu distinția asta între culturi, națiuni, poate chiar rase? Sunt anumite națiuni care Pai au de nevoie ume. De figura tatălui? Pai de ume. Da, aș putea să spun așa ceva. Dacă mergeți pe ideea cum că Rusia are nevoie neapărat de un părinte, de un tătucă, de un... E o discuție filologică. Dar nu este o discuție filozofică. Pentru că ea se învârte în jurul cuvintelor, nu în jurul adevărurilor. Ce înseamnă să fii tată? De pildă. Dar totuși, pe mine mă neliniștește faptul că atât țarismul ăsta patrimonialist, cât și sultanismul turcesc ne-au marcat profund. Și sunt trist pentru că în România proprietatea privată, inclusiv proprietatea intelectuală, e privită ca un moft. Sunt trist că noi n-am înțeles universalitatea capitalismului. Sunt supărat că n-am fost expuși mai devreme modelului anglosaxon și că nu l-am citit pe Tocqueville la timp. Bun, și faceți apologia unui sistem care acum leșină. Un sistem care este vinovat de racile ultimelor ani. Un sistem care a ajuns într-o asemenea, nu să mă duc la Chomsky, într-o asemenea abrutizare financiară și într-o asemenea propovăduire a legilor economiei de piață, încât unei drepte normale eu o să-i spun următoarea întrebare. Dar voi, cine v-a spus că școlile trebuie să se autofinanțeze? Și de ce credeți că spitalele neapărat trebuie să producă bani? Sigur, când legile economiei de piață ne dictează și devin o matrice mentală, ți-ar putea uneori că să ne pierdem mintea. Cum adică totul e bani? Totul este... Eu nu cred asta. Eu sunt de aceea conservator. Cred că piața are locul ei și sunt lucruri care nu mai trebuie să aparțină pieței. Iubirea, de pildă. De ce trebuie să avem Ministerul Culturii? Asta pentru că noi avem memorie și istorie. Dacă am fi o țară cu 30 de ani... Dar e nevoie de un minister. Nu, e nevoie de o lege a mecenatului, în primul rând. Asta aș fi vrut. De ce e nevoie de Ministerul Turismului?
De ce e nevoie de ministere? Văd că vă întoarceți atunci la capitalism, mă bucur. Eu cred că... Eu sunt un libertarian anarhic. Știu, mă bucur că nu sunteți anarho-sindicalist, era mai greu atunci, dar... Aia numai noaptea când am băut lichid de frână. Trebuie să iubim pe anarho-sindicaliști. V-a fost set. Nu, e vară și trebuie să ne hidratăm. Ok, sunt drăguț cu invitatul. Vreau să vă mulțumesc. Vreau să spun atât. Cred că există locuri unde piața trebuie să se oprească și dictatura economiei de piață poate fi suspendată. De ce poate fi suspendată? De niște valori care transcend chiar și piața. Învățământul, de exemplu. Putem să propunem această valoare? Nu. Voronețul. Care e valoarea de piața Voronețului? Inestimabilă. Bun. Deci nu există un preț pentru Voroneț. Pentru Michelangelo există un preț foarte greu de bănuit. Nu. Dacă ne jucăm de-a prețurile, sigur că putem să stabilim un preț. Dar e o tâmpenie. Păi tocmai există lucruri care trebuie apărate no matter what. Trebuie să spui aici... Casa mea. Corect. Dar asta pentru că e sacrosanctă proprietatea. Casa mea. Pentru că e plină de amintiri care nu pot fi cuantificate. Pentru că e teritoriul meu în care statul n-are, nu numai că n-are ce să caute. Nu e binevenit. Este teritoriul libertății mele, unde eu, ca adult, pot să fac ce doresc. Dar, domnule Gheorghe, în același timp, mă bucur că spuneți asta, în același timp, din când în când, statul ăsta nenorocit vine peste noi, peste viața noastră, peste casa noastră, peste casa copiilor noștri sau bunicilor noștri și începe să dicteze, să reglementeze, da, să suprareglementeze. Și se cere astăzi o aprobare ca să faci un gard. Un gard ca să faci... Păi asta este capitalismul extrem de eficient. Nu, asta este etatismul de import estic. Aici venea referința la sultanism și la țarism. Aici este problema mea cu estul. Atunci înseamnă că elvețienii sunt bolnavi de sultanism și țarism. Apropo, pentru că supra-reglementează. Da, apropo de reglementare. Sunt bolnavi de etatism, că... nu neapărat de sultanism. Sunt bolnavi de etatism. La ei etatism, că sunt... mai calviniști, așa, nu sunt sultaniști, că noi suntem mai aproape de... Nu, la noi sultanismul apare atunci când statul, de fapt, e o rețea de persoane. În timp ce la elvețiene, de fapt, totuși personificarea unor legi și a unor proceduri. Și Bizanțul nu e departe... Da, așa el este. E nu, cel... nu l-am lăudat. Bizanțul, conclav, conciliu, întâlnirea scunse, de întâlnire în spatele întâlnirilor. Dar prefer sinodalitatea, totuși, bizantină decât... papalitatea autoreferențială și narcisică. Și obsesiv, nu numai la dumneavoastră, dar și la alții, ar mai trebui acum să mă uit pe un semn, de obicei la mâna dreaptă sunt niște mătănii. Mătănii se numesc ele. Mătănii sunt alea? Da. Nu sunt mătănile, nu sunt 33 ele. La număr. Alea care sunt legate așa? Ciotchi. Alea așa care sunt legate? Da. Așa. Și sunt nevoit să vă întreb, prezența aceasta, eu simt prezența religiei în continuu în ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunteți catolic? Sunt universal. Nu știu. Nu, sunt creștin ortodox. Sunteți creștin ortodox, da? Da. Creștin ortodox. E importantă? Cum? E importantă credința? Pentru mine este constitutivă. Și ca om de stat, dumneavoastră credeți că e ok ca în Parlamentul României să fie crucea la vedere? Asta depinde de majorități. Dacă poporul zice că e bine, e bine. Se poate și cu și fără. Dar crucea, totuși, se recunoaște, este mult mai mult decât o sculptură de prost gust, de cele mai multe ori plasată undeva. Păi nu suntem un stat laic? Nu aveți o problemă cu mine cu chestia asta. Nici eu n-am cu nimeni nicio problemă. Chiar credința nu am nicio este problemă. Un act de profundă interioritate. Și înainte de a o afișa în public, și noi suntem foarte buni la afișaj electoral... N-ar trebui impozitate averile bisericii? Ba da. Cum și proprietățile ar trebui restituite. Nu o să fiți votat. De ce? În radio există o lege care spune nu îndepărta. Nu îndepărta. Așa chiar așa se numește. Nu îndepărta ascultătorul. În momentul în care îl îndepărtezi, el pleacă. Și e foarte greu să-l aduci înapoi. Și atunci evită expresiile care înțeapă. Evită subiectele ce jenează furunculii cuiva. Încearcă să găsești un middle of the road. E o politică și în radio. Eu am multe de învățat. Am 34 de ani și mă bucur că ne-am întâlnit. Eu am multe de uitat. Am 51 de ani și mă bucur și eu că m-am întâlnit cu dumneavoastră. Dar aș vrea să mă întâlnesc cu dumneavoastră în altă țară. Într-o țară care să fie tot România, dar să fie mai bine. Însă nu-i de ajuns că dumneavoastră aveți bune intenții și eu bune intenții. Asta nu-s de ajuns. Savonarola, credeți-mă, era plin de bune intenții. Și între Machiavelli și Savonarola? Sau Hitler a iubit Germania, realmente.
a iubit-o patologic și deja nu mai e o iubire. Intrăm la rafinamente acum, la psihanaliză. Nu, pentru că a iubit. Nu, e important să spunem asta. A iubit-o, iubirea a iubit-o, fără distanță este idolatrie. A iubit-o, iubit-o, iubit-o. Săracul de el. Și Stalin probabil a iubit Uniunea Sovietică. Dragostea nu justifică totul. Deși ar fi bine. Eu cred că trebuie mai puțin eros în politică. Ce iubiți? Ce iubesc eu? Iubesc cărțile, iubesc călătoriile, iubesc, dar deja este un răspuns de Forbes. Iubesc însă oamenii vii, cel mai mult, și excepționali. Iubesc oamenii care îți fac surprize. Iubesc oamenii care te trezesc și care îți pălmuiesc orgoliu și care îți arată abisul smereniei, pe care noi nu avem. Iubesc sfinții, de pildă, oamenii curați. Iubesc pusnicii din Rarău. Iubesc călugării de la Athos. Și deodată, chiar spre sfârșitul emisiunii, discursul se învolburează de elemente profund religioase. Nu, sunt mai mult decât atât. Sunt, religia e o formă de, până la urmă, încadrare. Viața e ceea ce am spus că mă interesează. Viața pulsatilă, viața excepțională, viața trăită în absolut. M-am gândit imediat la guru. La? La guru. Viața trăită în absolut. Guru Biholaru. Ați făcut yoga? Nu, dar am citit teza lui Eliade. Asta e răspuns. Genial. Ați făcut yoga? Nu, dar am citit teza lui Eliade. Dar e mult mai bine să faci ceea ce fac eu decât să faci ceea ce face Biholaru. Nu, Biholaru era o altă poveste. Pur și simplu, ideea de absolut m-a amuzat, că imediat am asociat-o cu numele lui. Da? Puteam să ne gândim totuși la altceva. Cuvintele nu sunt confiscate. Cum domnul Adrian Năstase nu va confisca fular pentru eternitate sau sinucidere. Deși, în momentul de față, e foarte amuzantă o reacție. Reacția bolnavilor, adevăraților deprimați, celor bolnavi de depresie cronică, suicidară. Da, am văzut și eu câțiva. Probabil asociația face un protest și a bătut joc de sinucidere. Ceea ce faceți dumneavoastră este poate sinucidere. Pentru că politica e o lume dură, crâncenă și violentă. Dacă am fi discutat despre facultăți și filozofie, aș fi fost foarte relaxată. Dar aici însă mă tem că e al dracu de greu. Pot să vă urez baftă, cum urez întotdeauna oricui baftă, ce astăzi încearcă să dea peste cap șandrama de care m-am săturat. Dar mai departe de atâta, puterile sunt în mâinile dumneavoastră. Vom vedea, vom fi cu ochii pe dumneavoastră și peste un an de zile o să vedem. Până atunci, mulțumesc mult, națiune, gândește-te. Ceea ce știm cu toții este la îndemâna noastră a tuturor. Nu ne place. Asta e clar. Eu nu cred că e cineva care îi place. Acum rămâne să ne dăm seama, ok, știm cu toții ce ne place, hai să căutăm ce ne place, hai să ne uităm în jurul nostru, hai să fim deștepți, hai să ne prindem. Mulțumesc mult! Lumea vă spune la revedere, iar voi, oameni de acasă, închideți televizorul cu nimic mai interesant.